V-ați gândit vreodată că întotdeauna sunteți acolo unde trebuie să fiți? Că, într-un fel, Dumnezeu vă salvează de la niște probleme care ar fi putut să apară în viața voastră. Și dacă vă aduceți aminte de evenimentul de la 11 septembrie 2001, când au căzut turnurile gemene din cauza unui atac terorist, se spune că șeful uneia dintre cele mai mari companii a supraviețuit atacului de la 11 septembrie, pentru că și-a dus fiul la grădiniță pentru prima dată. Alt tip e în viață încă, pentru că era în rândul lui să meargă după gogoși pentru colegii lui de serviciu. O femeie a întârziat deoarece alarma ei nu a sunat la timp. Un altul dintre cei care trebuiau să fie în acele turnuri a întârziat la autobuz. O femeie vărsase cafeaua pe ea și avea nevoie de timp pentru a schimba hainele. La cineva nu a pornit mașina, la altcineva s-a întors să răspundă la telefon. La altcineva copilul a tras de timp și nu a fost gata la ora necesară. Altul nu a putut prinde un taxi. Iar ceea ce este mai impresionant, se spune că un om care s-a încălțat pentru prima dată cu niște pantofi noi în acea dimineață, ajungând la muncă pe jos, mergând pe jos, făcuse niște bătături la picior, iar înainte de a intra la muncă, s-a oprit la farmacie pentru a cumpăra un plasture. Iată de ce acum el este în viață. Acum, când mă blochez într-un ambuteiaj, nu reușesc să prind liftul sau mă întorc să răspund la telefon, când se întâmplă toate aceste lucruri mărunte și mă enervez, mă gândesc că acesta este exact locul unde Dumnezeu vrea să fiu în acest moment. Data viitoare, când mi se pare că dimineața a început exact cum nu trebuie, că poate copiii se îmbracă încet, că nu puteți să găsiți cheile la mașină, că stați la toate semafoarele, nu vă descurajați și nu vă pierdeți echilibrul. Dumnezeu lucrează ca să vă protejeze.